Salut! Astăzi vreau să-ți povestesc despre noua producție de la HBO care promite să eclipseze urzeala tronurilor și anume un spin-off al acesteia care va aduce în prim plan strămoșii lui Daenerys, Casa Dragonului. După succesul primei producții bazate pe novelele lui George Martin, nici nu este de mirare că HBO nu poate rata ocazia să continue colaborarea cu acest scriitor. Spre deosebire de Martin, care o tot întinde și nu se grăbește să termine ultimele două romane care au stat la baza Urzelei, HBO deja lucrează din greu la Casa Dragonului, care ne va duce cu 150 de ani înaintea evenimentelor relatate în Urzeală. Noua serie urmează să ne prezinte o istorie de-a dreptul spectaculos. Dacă ai fost impresionat de cele întâmplate în Urzeala Tronurilor, cuplează centura, pentru că te așteaptă și mai multă acțiune, lupte, comploturi, dragoste, trădare și, desigur, dragoni. Deci, îți propun să afli totul ce se știe la etapa actuală despre cel mai așteptat serial al anului 2022. Datorită succesului Urzelei Tronurilor, cei de la HBO au decis să dezvolte în continuare universul creat de Martin și în 2017 a fost anunțat că deja se lucrează la 5 spin-off-uri a acestui serial. Dar treptat o parte din proiecte au fost pauzate sau chiar închise. Cred că vestea șoc pentru fanii familiei Stark a fost închiderea The Long Night, producția care trebuia să se concentreze la evenimentele legate de strămoșii familiei Stark și prima invazie a umblătorilor albi în Westeros. Proiectul mergea destul de bine, a fost filmat primul episod, din distribuția seriei făcând parte Naomi Watts. Nu este clar ce a descurajat așa de tare, dar șefii de la HBO nu au fost deloc impresionați de episodul pilot și au închis proiectul fără careva explicații suplimentare. Totuși, dacă Casa Dragonului va avea succes, nu este exclus faptul că The Long Night va fi reluat. Pentru a încuraja fanii care tot cer producții noi, imediat după anunțul că The Long Night se închide, canalul a menționat că în prezent muncesc asidu la Casa Dragonului și deja au semnat contractul pentru primul sezon care va cuprinde 10 episoade. Ce ține de data lansării spin-off-ului, dacă nu vor interveni situații excepționale cum a fost cu COVID-ul, noul serial ne va bucura începând cu anul viitor. Recent, reprezentanții companiei au afirmat că carantina cauzată de coronavirus nu a influențat producerea seriei și timpul a fost petrecut în audiții și perfecționare scenariului. Un alt argument care ar susține producerea ar fi faptul că showrunnerii nu mai sunt legați de lansarea novelelor, așa cum a fost în cazul Urzelei Tronurilor. Deoarece romanul luat ca baza noului serial deja a fost publicat și relatează istoria cu lux de amănunte. Este vorba de Foc și Sânge, volumul lansat în 2018 care cuprinde o cronologie suficientă pentru câteva sezoane. Astfel, conform graficelor, filmările vor începe în aprilie anul curent. Și dacă punem cap la cap toate aceste informații, este foarte probabil că în vara anului 2022, Casa Dragonului va apărea pe micile ecrane în toată splendoarea sa. Unul din showrunnerii proiectului la etapa inițială este Miguel Sapochnik, care a regizat mai multe episoade din Urzeala Tronurilor. Scenariul seriei este munca comună a lui George Martin și Ryan Condal. HBO ar dori ca Martin să se implice mai mult în proiectul de producere, însă acesta a refuzat. Totuși se vede că curiozitatea este mare, deoarece el apare destul de des pe platourile de filmare și după afirmațiile sale, procesul merge foarte bine și noua serie nu va fi mai proastă decât Urzeala. Bine cunoscuții Daniel Weiss și David Benioff, creatorii Urzelei Tronurilor, nu vor avea nimic comun cu Casa Dragonului. Se pare că cei de la HBO așa și nu le-au iertat eșecul finalului Urzelei. Dar tu ce părere ai despre sfârșitul acestui serial? Ți-a plăcut? Te-a înfuriat? Sau poate te-a dezamăgit? Lasă-ți părerea mai jos în comentarii. Apropo, pe canalul meu poți să găsești un video cu 20 de curiozități despre Urzeala Tronurilor. Fă click pe sugestia din colțul din dreapta sau intră pe canalul meu. Inițial se presupunea că evenimentele din Casa Dragonului să înceapă cronologic ca și cele din novela Foc și Sânge, adică cu 300 de ani înainte de întâmplările relatate în Urzeală. Deci, punctul de start ar fi fost sosirea familiei Targaryen
Targaryen în Westeros și cucerirea acestuia cu constituirea ulterioară a celor 7 regate. Dar se vede că o deviere așa de mare nu încurajează pe producătorii noului serial și ei au decis să deruleze cronologia cu 70 de ani înainte. Adică totul deja este cucerit, dar casa Targaryen deja ceva timp domnește peste cele 7 regate. În prim plan se va afla Viserys I, succesorul lui Jaehaerys, supranumit Regele cel Bătrân. Toți urmașii direcția lui Jaehaerys au murit înaintea lui și din acest motiv noul domnitor a fost ales de Marele Consiliu. Regele cel Bătrân a fost destul de chipzuit și a lăsat urmașului său o moștenire frumușică. Trezoreria plină, pace și înțelegere între cele 7 regate. Era o perioadă înfloritoare pentru Westeros, dar casa Targaryen se bucura de un respect și autoritate nelimitate. Viserys, interpretat de Patty Considine, cunoscut din așa pelicule ca Blitz, Fata cu toate darurile și Peaky Blinders, nepotul răposatului Jaehaerys, este un om oneț și blând care dorește doar să păstreze moștenirea lăsată de bunicul său. Primul rege bun, iubit de oamenii simpli și de lors. Ce poți să mai dorești de la un domnitor? Dar evident că nu poate fi totul așa de roz. Descrierea oficială a personajului pune accent pe caracterul său, încercările grele și obstacole care îl așteaptă pe drumul spre tronul de fier. Și ca printre altele, pentru a mai arunca lemne pe foc, se adaugă că nu orice om bun neapărat devine și un rege bun. Deja urmează să vedem ce au avut în vedere producătorii prin descrierea aceasta voalată. Posibil această remarcă este lansată ca o aluzie la faptul că nu poate fi un conducător bun acela care nu este în stare să-și facă ordine în propria familie, deoarece după moartea lui Viserys va începe un război civil între membrii casei Targaryen. Această confruntare treptat se va transforma într-un adevărat măcel între oameni și dragoni, supranumit Dansul Dragonilor. Să nu uităm că pe timpurile cele a dragonii nu erau ceva ieșit din comun pe meleagurile din Westeros. Însă este probabil că acest război nu va intra în primele 10 episoade al Casei Dragonului, deoarece din descrierea primului sezon reiese că în centrul atenției se va afla viața lui Viserys I și declinul treptat al celor 7 regate. În așa caz nici nu poate fi vorba despre Dansul Dragonilor, care are loc după moartea sa. Și cred că e mai bine așa, deoarece atmosfera din serial se va încălzi treptat. Nimeni din Targaryen nu va nebuni din senin. Și noi vom avea posibilitatea să urmărim toate metamorfozele personajelor, să înțelegem motivele acțiunilor întreprinse și, de ce nu, să ne alegem taberele și favoriții. Apropo, dar care e episodul tău favorit din Urzeala Tronurilor? Sau poate invers, ai unul pe care nu-l poți suferi? Lasă-ți părerea mai jos în comentarii. Dar să revenim la Casa Dragonului. Faptul că s-a ignorat etapa cu cucerirea Westerosului de către primii Targaryen și unirea teritoriilor sub un singur cârmuitor este o mișcare destul de șmecheră, deoarece face posibilă apariția și altor spin-off-uri rezultate din universul Urzelei Tronurilor. Cum a spus Casey Bloys, unul din producătorii de la HBO, canalul este extrem de interesat să dezvolte în continuare universul creat de George Martin. Desigur, de ce nu, dacă această temă este foarte populară și apreciată de spectatori din întreaga lume. Însă Bloys nu a întârziat să adauge că dezvoltarea altor spin-off-uri va depinde de rezultatele Casei Dragonului. Oricum ar fi, chiar și fără Dansul Dragonilor, noul serial promite a fi cel mai important eveniment din viața cinematografică al anului 2022. Din cauza bestiilor înfricoșătoare, deoarece Viserys I, ca și oricare din fruntașii casei Targaryen, avea un dragon. Și nu unul ordinar, ci Balerion. Teroarea neagră. Cel mai mare dragon care a existat vreodată și umbra lui poate acoperi un oraș întreg. Da, animaluțile lui Daenerys sunt ca niște copii pe lângă moștrii care au existat pe timpul lui Viserys. Datorită longevității specifice dragonilor, Balerion a trăit mai bine de 200 de ani. El a fost arma care l-a ajutat pe Aegon Cuceritorul să pună stăpânire pe Westeros, dar în flacăra lui s-au topit săbile pentru tronul de fier. În Urzeala Tronurilor, acest dragon este menționat de mai multe ori, dar craniul său se păstrează în temnițele sub Fortăreața Roșie. Anume, acest craniu l-a găurit Cersei încercând balista cea bestială.
Un alt personaj important este Alicenta Hightower, interpretată de Olivia Cooke. Alicenta este fiica lui Otto Hightower, mâna regelui. Din descrierea personajului putem afla că Alicenta este cea mai frumoasă femeie din Westeros. Crescută în fortăreața roșie în preajma regelui și suitei sale, copila a devenit o domnișoară grațioasă cu o minte ascuțită și pricepută în politică. Este a doua soție a regelui Viserys. Un alt actor care s-a alăturat proiectului este Matt Smith, cunoscut după rolul său din Doctor Who. Acesta îl va juca pe Daemon Targaryen, supranumit Prințul Vicios, fratele mai mic a regelui Viserys. Descrierea acestui personaj este destul de curioasă, deoarece în afară de faptul că Daemon este principele moștenitor, un cavaler și luptător iscusit în care curge adevăratul sânge de dragon, producătorii ne îndeamnă să nu uităm că de fiecare dată când se naște un Targaryen, zeii aruncă cu banul. O altă actriță care s-a alăturat proiectului este Emma Daris, în rolul principesei Rhaenyra Targaryen, primul copil al regelui Viserys. Din descrierea personajului aflăm că în venele ei curge sânge pur valerian și ea este un călăreț al dragonilor. Mulți ar spune că Rhaenyra s-a născut cu de toate, dar nu s-a născut bărbată. După nașterea pe lume a Rhaenyrei, Viserys a ignorat datinele din Westeros, precum că succesorul poate fi doar copil de sex masculin, și își numește fiica moștenitoare a tronului de fier. La scurt timp după aceasta, Viserys se recăsătorește cu Alicenta Hightower, care operativ aduce pe lume 3 feciori. Evident că regina, ca orice mamă, dorește ca frâile domniei să treacă la unul din feciorii săi, dar nu la copilul din mareajul anterior, încă și fată. Anume, conflictul dintre Alicenta și Rhaenyra au dus la războiul civil care va purta numele de Dansul Dragonilor. Și cred că ar trebui să mă opresc aici, ca să nu-ți stric plăcerea de la vizionarea serialului. Cam acestea sunt cele mai importante lucruri care se cunosc despre noua producție din universul Urzelei Tronurilor. Abonează-te pe canalul meu ca să fii la curent cu alte noutăți despre acest serial. Dă un like acestui video dacă ți-a plăcut și fă un click pe clopoțel ca să nu ratezi videouri noi. Pe curând!